Hello, ce faceți? Astăzi avem un subiect haios. Nu mă mai țin de calendar, pur și simplu mă distrez și asta este. Și dacă mă mișc acum e pentru că stau pe vârfuri, ca să fiu totuși la o înălțime potrivită. Pentru cei care au ajuns pe vlogul meu pentru prima dată, Sabina Cornovac este numele meu, blogger și creator de conținut de 10 ani de zile și something pe YouTube, video de 166 de zile, cred. Wow, să mă apere cineva! Cred că se potrivește subiectul de astăzi. Vă recunosc că n-aveam iarăși niciun topic așa super extra special, dar m-am decis despre ce vorbesc în momentul în care am văzut postarea virală de astăzi, care este a Ministerului Interne de Afaceri. Cred, sper. Afacerilor interne, tot aia. Ministerul Afacerilor Interne. Da. Care este ceva de genul Winter is coming și schimbați anvelopele. E super funny. Bine, discuția aia în care e o diferență foarte mare între ce se întâmplă pe social media la ei și ce este în viața reală. Ok, hai să zicem. Dar fata foarte tare este că au un comentariu, o să vă las linkul în descriere la tot statusul respectiv ca să vă distrați. Dar primul comentariu este așa. Iau amendă în caz că mă prindeți fără anvelope de iarnă sau în caz că blochez circulația datoria anvelopelor nepotrivite? 54 de reacții, da? Ministerul Afacerilor Interne România. Din cauza. Puncte, puncte. 1000 de reacții. El. No, bravo, mulțumesc. Din cauza asta urăsc eu multă lume din MAI să fie bine. Ministerul Afacerilor Interne România. Datorită. 861 de reacții. Oh my God! Și atunci m-am dat seama că subiectul de azi este pe care. Deci, îl urăsc pe acest pe care lipsește complet cu desăvârșire din vocabularul unora. Și trebuie să recunosc că uneori, dar doar uneori așa, și cel drag îl mai pierde pe drum, îl rătăcește așa, uită de el, că tot e episodul 166, îl dă la satana, efectiv. Și de fiecare dată săracul de el, deci este disperat, eu în continuu, eu nu știu ce vreau să știu, pe care, în public, în privat, în bucătărie când gătim, când suntem la un restaurant, când suntem la film, când suntem cu părinții lui, oriunde, eu, pe care. Dar este instinctiv, deci nici nu gândesc măcar. Pe care. Și cele mai tari faze sunt la conferințe, când mai nou m-am trezit cu draga mea prietenă, că spunem amândouă în același timp. Sunt foarte mulți speakeri care, bine, nu vreau să de atenție, dacă nu folosești corect, nu înseamnă că ești în alfabet sau ceva. Nu ți-a intrat în obișnuință și nu te-a, nu știu, dai ceva, că și eu fac super multe greșeli, am problemă cu numărul de i-uri, la dracu de i-uri să fie. Așa și sunt un speaker care gen îl mai ratează, îl trimit și la naiba ăsta, pe, ca să zic așa. Și a fost o fază, l-am dat chiar la Webstock, în care eu și prietena mea am spus în același timp, eram amândouă cu telefon așa și n-auzeam nimic și eram... Am două, pe care. Și în jurul nostru au râs vreo 3 sau 4 persoane pentru că au fost mai de dă. Păi am auzit și partea aia la ce că se zise și acolo. Apoi tot așa mi-a povestit cineva zile trecute de o nuntă la care fotograful, în timp ce vorbea cu toată lumea și le explica ce să facă și cum să facă și cum să stea și cum să pozeze și cum să diverse. A zis ceva cum, care, știi? Și o domnișoară de onoare de acolo deșteapta, zice, pe care. Imaginezi ce față a făcut toată lumea și ce figură a făcut fotograful, zice că n-a reacționat de cifra, a trecut peste. No. Și văzusem pe vremuri, dar nu știu dacă mai găsesc acum ca să vă pun poza în video. Dacă vă pun, am găsit. Dacă nu apare nicio poză după, dacă n-am găsit. Așa, în care era un cuvânt carelist. Și era definiția cuvântului carelist, era o persoană care este incapabilă să pună pe un înainte de care atunci când trebuie. Și pe aia mai sunt problemele astea cu decât, cu datorită, cu nicio și niciun într-un cuvânt, cu numărul de i-uri, cu oh god, deci no, groaznic. Dar asta cu pe care, vă jur, la mine este instinctiv, deci dacă vă fac, să nu vă simțiți nașpa. Nu e o jignire, nu nimic. Nu gândesc ceva din creierul ăsta, cred că de pe partea asta, partea asta în special, sarea pe care. Da, n-am băut nimic astăzi.
Ăsta a fost vlogul de astăzi, filmat cu Huawei Mate 20 Pro. Să-mi dați feedback. Și ăla de ieri tot așa a fost. Dar ăla a fost cu camera normală din spate. Asta este cu camera frontală. Abia și să văd și eu diferențele. Da. Ne auzim mâine, dragilor. Bye și ne vedem mâine!